Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște se alătură și anul acesta programului Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, inițiat de către Ministerul Educației Naționale. Activitățile educaționale se vor organiza în două etape, respectiv 20-24 martie și 22-26 mai. Specialiștii au pregătit pentru elevi 19 ateliere, care mai de care mai interesante. Povestea scrierii. Care au fost primele forme de scriere, care au fost primele suporturi de scriere, cum arată o tăbliță de lut, un pergament, un papirus sau o hârtie manufacturată și cum se obțineau ele. Elevii participanți vor afla răspunsurile la aceste întrebări în cadrul atelierului Povestea Scrierii. În plus, vor avea ocazia să creeze litere pline de fantezie și să ornamenteze pagini de manuscris folosind tehnici, instrumente și suporturi de altă dată. Un alt atelier va fi Cancelaria Domnească de la Târgoviște. Tema atelierului o reprezintă o scurtă incursiune în lumea sigiliilor și simbolurilor heraldice medievale. Împreună, pas cu pas, vor fi reconstituite cadrul general al unei cancelii domnești și al emiterii monedelor și realizării sigiliilor, rolul banilor de-a lungul timpului. De asemenea, copiii vor reda în manieră personală un însemn heraldic, vor ștampila un tuș, redând ștampila primăriei Târgoviște de acum 150 de ani, iar în final vor realiza pe echipe sigilii în ceară, urmând toate etapele, inclusiv picurarea cu ceară roșie a documentelor. În acest an se vor realiza ateliere de lucru pentru copii și la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi. De anul acesta vom desfășura ateliere și la ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, unde colegele noastre vor realiza două ateliere și spun aici despre meșterul olar, unde copiii vor observa și compara caracteristicile și multitudinea de vase ceramice expuse acolo, cât și în Palatul Domnesc. Iar un alt atelier este Vreau să devin croitorul regal. Aceștia aici, în acest atelier, vor afla cum se croiau straile boierești și domnești și din ce fire erau făcute țesăturile, ce preț aveau stofele și de unde procurau mătăsurile și blănurile. Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile, iar taxa de participare este de 5 lei de elev pe atelier, cu excepția preșcolarilor care participă gratuit.